Cine crede că România nu poate să își asigure singură mâncarea se înșală și chiar grav? Problema este că România nu vrea să facă acest lucru, pentru că dacă ne uităm în piață și pe câmpuri, ne dăm seama că posibilități sunt. Doar să întinzi mâna și să le culegi. Este adevărat că mai este nevoie de câte ceva pentru a produce mult. Și nu vorbim aici de cultură mare, ci de asociere, materiale de calitate și seriozitate. Anul acesta, o singură cooperativă alcătuită din legumicultori români va duce în magazine 80.000 de, de tone de legume. Este vorba de cooperativa țara mea, aflată în contract cu marile lanțuri de magazine, iar cantitatea de legume anunțată înseamnă o creștere cu 40% față de anul anterior, iar asta este posibil după ce numărul de membri în cooperativă s-a dublat, acum fiind vorba de 5.000 de producători. De fapt, este chiar mai mult decât o dublare, pentru că anul trecut erau în jur de 2.000. Reprezentanții cooperativei vorbesc și de. de pozitul de la Băleni, cu 2400 de metri patrați de spații de prelucrare și 11 camere frigorifice care, de acum înainte, va face parte din portofoliul Cooperativei, împreună cu fermierii din împrejurim. Și vorbim despre mai mult de 1000 de hectare de spații protejate care livrează Cooperativei Legume, cu munca a 2000 de fermieri. Așa că acum fac parte din această formă asociativă șase bazine legumicole, ceea ce înseamnă că este căutată de marile rețele comerciale. De altfel, acum câteva zile, reprezentanții un Mare retailer au fost să vadă mai multe sere și depozite ale fermierilor din cooperativă, ca parte pregătitoare a unor viitoare contracte, iar asta înseamnă garanția unor venituri pe termen lung. Pentru că istoria cooperativei de care vorbim arată exact acest lucru. Acum 2 ani, în 2020, cooperativa a livrat legume românești de peste 2 milioane de euro, și asta pentru numai 10.000 de tone, care veneau de la circa 300 de fermieri. Acum sunt 5.000.